Raluca? Da. Îi spuneai mai devreme Roxanei să facă ceea ce simte. Da, așa. Adică eu n-aș sta într-o relație cum e ea, pentru că știu că așa am fost cu Adrian. Ce și relația? Mă gândeam la, mă rog, când au fost chestiile cu Ricardo. De și am zis, chestia asta cu vorbitul de băieți, din punctul meu strict, din punctul meu de vedere, nu e ok dacă iubești pe cineva cu adevărat să vorbești pe FaceTime cu alt bărbat. Dar sau... bine, știi ce vorbesc da, eu. Eu cred că lucrurile astea ar fi trebuit să le discute ei de la deci început. Deci vorbesc cu N femei și bărbați, nu doar cu bărbați. Păi, am putea să aflăm de exemplu de la Hamude ce a vorbit cu Roxana eu până ca el să vină în emisiune. Andy știe ce am vorbit cu Roxana. Eu cu Roxana am vorbit strict amical. Noi nu ne știam decât de pe Instagram, Facebook, like-uri între noi, prietenești, amical, nimic altceva. Doamne, și despre ce ați vorbit? Ea, de exemplu, Roxana uneori și făcea niște outfit-uri de haine interesante, mi le apreciam sau mai mă îmbrăcam eu într-un fel, la fel. Adică îi dădeai like și îți dădea like. Are la stil cu mine, da, la îmbrăcăminte și noi mereu vorbim de haine. Mai ales că el da-ți un pic, Roxana, ceva. Te rog. Ok. Așa, și ce mai vorbeați? Cam atât. Noi nu, cum să zic, noi nu am avut discuții de gagică reală. Noi am avut așa discuții doar despre haine, despre stiluri vestimentare, a? Chestii de genul ăsta, nimic altceva. Deci eu cu Hamude, da. Oprește-te. Okay. Ești spus că vii aici? Oprește-te. Cui? Roxanei? Ceva, ceva. Da sau nu? Da. A știut că vin aici. Ei spus că vii pentru ea? Dar nici eu nu. Dar n-a zis așa. În primul rând, eu i-am spus că mie îmi place de ea și de Andy. A zis băiatul nou că nu crede în relația ei cu Andy. A zis și aici că o vede foarte tristă de la de un timp și nu știu ce. Adică a dat apropo că nu este fericită. Lasă ce ți-a spus el astăzi în emisiune. Ce v-a spus vouă Roxana, că i-a spus el? Nu, eu auzeam ce vorbea direct cu el, că era în cameră. Așa. Și zicea că dacă vine în emisiune te desparzi de Andy pentru mine să formăm noi un cuplu. Și a zis că dar când ai zis dragul meu tu așa ceva, că eu n-am auzit asta, poate sunt eu surdă. Ai zis, nu știu, încearcă. Poate auziți Ivina și noi n-am auzit. Bine. Doamne ferește. Ai arătat-o și pe mama ta când s-a dat la televizor, ceva, Simina. Eram acolo. Simina, nici dacă ar fi vorba despre Roxana sau oricine altcineva, în primul rând eu nu aș spune așa ceva, că eu aș veni pentru. În primul rând, eu, când am fost întrebat când am ieșit din casa voastră dacă îmi place de cineva, eu am preferat să tac. Pentru că nu îmi place să dau detalii de genul ăsta. Dacă îmi place de cineva, știu să-mi îndrept atenția și privirea către persoana respectivă. Nu trebuie să-ți spun nici ție, nici ei și nimeni. A, îi place de Bianca, că numai la ea s-a uitat. Bun, de ce Simina a auzit aceste lucruri? Hamude? Nu știu. Pentru că ele sunt colege de cameră. Nu suntem colege, venea în cameră la noi. A, era în cameră la tine? Da, venea la noi mai mult decât stătea. Ia uzi, a văzut-o și pe mama ta. Cine? Da. E Simina. O doamnă blondă. Și foarte bine. Deci nu mănâncă prostii. Păi stați puțin, că eu la un moment dat vorbeam cu Roxana și m-a întrebat ce fac și am zis că sunt cu mama și am făcut un... Deci de ce ar minți? De ce ar spune că ai spus dar tu asta? Dar stați puțin, că aici nu minte. Te greu să recunoști? Nu. Într-adevăr, am văzut-o pe mama mea, dar eu nu am spus nicio secundă că vin aici pentru ea. Bine, mai știu ceva ce ai zis, uite, poate dacă ai zis și asta, că am auzit. A zis că nu-l suportă pe Bogdan. Da, îmi place de Simina cel mai mult. A zis că nu-l suportă pe Bogdan. Nu, fiecare fată a zis. Nu. Una a zis Ricardo, una a zis None. Pe FaceTime se referă. Da, la telefon a zis. Doamne ferească să da, a zis că nu-l suportă pe Bogdan. Nu, nu, haide să spun ceva. Este adevărat. Uite, e și Bogdan aici. Eu, cât am fost acasă, am spus că Bogdan mi se pare fals de acasă. E adevărat. N-am cum să neg așa ceva. Sunt bărbat și n-am cum să mint. N-am auzit cuvântul fals. Înțelegi? Bogdan, n-am auzit cuvântul fals. Când am fost acasă, am spus singurul din casă, de la băieți, care îmi displace în momentul în care nu-l cunosc personal, este Bogdan, pentru că mie mi se pare un om fals de la distanță. Ți-ai schimbat. Dar poate eu, atunci venind acasă... Nu îmi displace ca om, că am spus ce părere mi-am format și poate asta și-au format-o și alții. Nu am nimic personal cu tine. Mi s-a părut că un pic ești de la faza cu Ricardo. Că lui spuneai ceva și lui Raluca îi spune altceva. Da, eu nu știam cum să mă împart între ei. Nu că am eu ceva cu tine personal, că până la urmă urmei... Da, ai zis așa? Am spus că nu-mi place de tine. Recunosc. Andreea? Da? Ai văzut acum când am spus asta că
i-a spus Roxanei că nu-l suportă pe Bogdan, a zis Roxana, Doamne ferește, nu știu, iar n-a recunoscut. Băiatul a recunoscut. Am auzit cuvântul fals. Nu, am auzit Bogdan, am auzit cuvântul fals. Dar nu ai fals, am zis că nu-l suportă. Ținina, să știi că eu de acasă am spus că nu-l suport nici pe Ricardo. Nu, dar la telefon ești spus doar de Bogdan. Adică eu chiar mi-asum tot ceea ce spun. Hamude? Dar pentru mine contează acum, când am intrat în casă, ce părere îmi voi forma despre Hamude? Ei. Da. Simina nu ne-a mințit niciodată de când a intrat aici, în această emisiune. Ferește, și de fiecare dată tot ce a zis a adeverit. Păi și eu am spus că minte cu ceva? I-ai spus asta Roxanei, da sau nu? Fii atent, hai să o dăm altfel. Dacă era să nu vreau eu să se afle că tu vii aici, eu nu mă duceam la ele și ziceam, da, o să vină unul, nu știu ce, bla, bla. Eu nu ziceam, eu nu deschideam gura, pentru că eu dacă nu vreau să... La fel cu Alexandru, la fel. Eu, Roxana, dacă nu și tu ai greșit, gura, pentru că... Deschid. Roxana, da. Tu ai greșit pentru că eu te-am rugat frumos să nu spui la nimeni că vin în casa asta. Da. Noi știm de 3 zile. Știu, da. Noi știm mai mult de 3 zile. Și se pare că... N-am vrut să-ți dăm follow că când Roxana era în cameră și vorbea cu el, ea nu avea de unde să știe ce va zice el, că va veni să distrugă un cuplu sau normal că vrea să nu bage. Dar eu nu am venit sub nicio formă să distrug nicio. Da, asta vreau să zic, că ea nu știa ce vei vorbi tu în cameră la noi, cu ea la telefon, dacă va fi bine că aud eu sau altă fată sau nu. Da, eu am vorbit cu Roxana, dar am vorbit strict amical și nici o secundă n-aș fi venit pentru ea. Așa-ți mie microfonul, Roxana. Mie îmi place de o altă fată din casă. Dar nu știu de ce ar minți Simina. Nici eu nu știu de ce. Și mi-a zis Roxana că a zis el că îi place de mine. Da, e adevărat. Chiar am spus că ești o fată simpatică. Dar asta am spus-o și mai devreme în casă. Vezi, Roxana, de asta ți-am zis eu să nu mai dai curs așa discuțiilor. Nu, a fost eu fraieră că am zis. Aia e și mi-asum că am zis. Dar ce zice Adrian? Dacă vrea să afle ce tot îi șoptești la ureche? Hai, mai cu curaj. Zi. Și i-am spus lui Andy. Ce? Să ia atitudine. Adică? Păi, da, greșit doar odată. Băi, eu știu de prima dată, tu nici nu știi ce știu eu. Nu, din ce se vede acum, frate. Așa, da, ce s-a întâmplat? Se prea tare, da. Nu, bine, dar Andy știe că eu am vorbit cu Roxana strict amical. Da, știu asta. Hamude, dintre tine și Simina, tind să o cred pe Simina. Poți în acest moment. Din punctul meu în de vedere. În acest moment. Pentru că ea nu a mințit niciodată cu nimic. Este genul de om care, da, într-adevăr, nu poate ține un secret. Știi cum sunt eu? Eu sunt genul de om care știu că dacă am dreptate... Dar nu, dar stai puțin, n-am zis da. Că am vorbit. Nu, dar n-ar avea de ce să mintă. N-ar avea, chiar nu ar avea de ce. N-ar avea de ce să mintă, ok, de acord. Adică ești mult mai apreciat sau de apreciat dacă recunoști. Dacă pui pe la bun început. Că ai recunoscut că am vorbit. Nu i-am spus nicio secundă lui Roxana că aș veni în casă pentru ea. Am vorbit ceva wow. Nici măcar în glumă? Probabil ei fi zis în glumă, ești tu. Nu, poate ai zis în glumă, da. N-a zis nicio glumă chestia asta. Nu mai induceți voi asta, da? Ei zis în glumă, lasă-mă, Andreea. Nu, n-a zis nicio glumă. A, te rog frumos să nu te mai ataci. Păi dacă n-a zis, mă atac. Nu, dar nu am spus așa ceva. Suntem aici, Roxana. Dar nu ai zis așa ceva, ce nu înțelegi? Suntem aici la piață. Eu, bine, nu în momentul de față, eu țin la tine, dar eu nu am încredere în tine. Dar nici eu nu am încredere 100% în tine. Te deranjează pentru că a spus adevărul și nu mai suport să vorbesc. Eu de față cu toți băieții. Eu chiar apreciez că ești prea mereu. Eu de față cu toți băieții aici pot să-ți confirm că Roxana chiar este o fată fidelă. Hai să zic ceva, Andy. De fiecare adică dată când Roxana nu a avut nicio... Ia zici-mi, da. De fiecare dată când Roxana vorbea cu Alex pe WhatsApp, îi ziceam, ori nu-i mai spune lui Andy că vorbești dacă îți face plăcere, ori dacă el ți-a spus că îl deranjează și-ți pasă și ții la el și-ți dorești o relație cu el, renunță. De ce i-a spus tot lui Andy? De ce știe Andy că vorbeam și ce vorbeam? Stai, dar ce știe Andy? Pentru că îi spun tot, înțelegi? Stai că s-a ajuns un pic prea departe, nu înțeleg. Cum adică își dorește o relație cu el? Cu cine? Cu Alexandru? Nu, ziceam dacă își dorește o relație cu Andy, să renunțe, să nu mai continui să vorbească. Dar tu nu știi ce vorbesc eu cu omul ăla sau cu alții bărbați? Simina, de câte ori a vorbit cu Alexandru? De foarte multe ori. Cam de câte ori? Cred că 3 săptămâni a vorbit. Dar vorbesc cu cine vreau, de câte ori vreau eu. Tu nu mi-ai zis prima că vorbești cu Alex, cum îl cheamă pe ăla? Deci am simțit. Păi simți, bă, că ești bărbat. Băi, pă pune, mă jur, am simțit. I-am zis, tu vorbești cu ăla, zic acum. Arată-mi să vezi. Și așa da, a fost. Da, și ți-a recunoscut și vorbesc cu cine vreau eu, când vreau eu, atâta timp când nu se depășește o limită, ai înțeles? Băi, lasă-mă să vorbesc, că eu vorbesc acum. Bă, deci tu țip la mine și eu țip la tine sau cum? Nu, taci puțin din gură, te rog. Bine, spune. Da, și m-a deranjat, au vorbit pe Instagram, eu am zis, băi, vorbiți.
Da, vorbim, mi-a arătat pe Instagram acolo și m-a deranjat că i-a dat numărul să vorbească pe WhatsApp. Adică i-a dat cursivitate, a permis, asta mă deranjează pe mine. Când vrei să fii o femeie șmecheră, talent mai pe românește, nu mai dai păi, Andy, și tu nu vorbești mai, pe WhatsApp mai cu și nu mai zici, nu mai permiți. Și... Bine, acum, dar și tu vorbești pe partea pe reală, în mod normal, într-o relație, nu trebuie să se permită din nicio parte lucrurile. Da, exact. Nu se asta permite, înseamnă o relație. Se simte atunci când tu nu vorbești cu alte femei, ea nu vorbește cu alți bărbați. Dar stai că mi-e bine să râd, eu nu bine să cred. În afară de viu, nu am auzit să vorbească vreodată, nici măcar cu susținut. De ce ai vrea să-ți pierzi timp din viața ta să vorbești cu alte persoane? Despre ce? Dar eu nu răspund. Dar eu răspund, dar și el vorbește pe WhatsApp despre ce vorbim. Tu Andy. Vorbești cu cine vorbești, el vorbește cu cine vorbește și lucrurile astea sunt interpretate. Da, eu mai răspund așa la mesaje, pentru că am sute de mesaje în fiecare zi și le mai răspund. Din glumă, din Caterin, că da, mai de răspund, dar nu vorbesc foarte serios și... Și foarte vrei să spui că nu ai o persoană cu care vorbești anume, răspunzi așa? Da, exact, nu am o persoană cu care vorbesc anume zi de zi, pe videocall, în paralel. Dar vreo fană mai aparte cu care să vorbești, nu știu, o dată la două zile sau o dată la trei zile. Probabil da, da, mai răspund anumite fane, e mult spus, ținătoare sau admiratoare. Pe WhatsApp, da. Și pe WhatsApp și pe peste da, tot. Pe WhatsApp? Și vorbi pe WhatsApp. Da, și pe WhatsApp. Deci tu vorbești. Eu deduc că e greșeala la amândoi. Nu e doar... Da, mai vorbesc, dar nu vorbesc cursiv. Nu vorbesc... Și nu le dau semne, gen, vai că vorbim, că o să mergem, că vedem ce facem, că nu știu ce.